Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Deputații din fostul partid Șur au protestat astăzi la Parlament alături de simpatizanților și au încercat să intre cu forța în sala de ședințe, nemulțumiți că li s-a interzis participarea. Rușine! Rușine! Codul galben de vreme rea s-a dezlănțuit în sudul țării, astfel că a fost nevoie de intervenția salvatorilor care au pompat apa din unele gospodării și au ajutat mai mulți șoferi blocați în noroi. Ucraina și Statele Unite au semnat un acord bilateral de securitate pe 10 ani care prevede ajutor militar și de instruire și este considerat un pas spre aderarea Ucrainei la NATO. A fost scandal astăzi la Parlament după ce deputații fugarului Ilan Șur au încercat să intre în sala de ședințe, deși au interdicție. Aceștia și-au adus și câțiva susținători care au scandat în fața legislativului. Colega noastră Daniela Andreevă vine cu mai multe detalii. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Iuliana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! S-au încins spiritele astăzi aici la Parlament după ce ieri 7 deputați ai grupului Șor, mai nou blocul Victoria, creat la Moscova, au primit interdicție de a participa la următoarele 5 ședințe ale legislativului. Este vorba despre Vasile Bolea, Vadim Fotescu, Dinis Ulanov, Irina Lozovan, Marina Tauber, Regina Apostolova, dar și Alexandru Nesterovski. Interdicția este prevăzută de regulamentul Parlamentului și a fost aplicată la propunerea lui Igor Grosu cu votul deputaților PAS după ce ieri cei 7 deputați au blocat tribuna legislativului mai bine de jumătate de ședință și au scandat lozinci în plenul Parlamentului, refuzând să respecte ordinea publică, deși au fost avertizați de mai multe ori de Igor Grosu. Astăzi, toate ușile care duc spre sala de ședințe au fost păzite de ofițerii SPPS. Cei de la Șor care au primit această interdicție și au adus mai multe persoane în fața clădirii Parlamentului cu pancarte și au scandat lozinci acuzând PAS de dictatură și cerând demisia lui Igor Grosu. Mai târziu, cei 7 deputați au dat în spectacol și au încercat să intre la ședința Parlamentului. Aceștia s-au îmbrâncit cu ofițerii de pază, iar unul dintre ei a rupt un mâner de la una din ușile care duc spre sala de ședință. Mai târziu s-au potolit și au plecat din nou în fața protestatarilor, iar peste câteva minute aici, în fața clădirii, nu mai era deja nimeni. Cei din Partidul Comuniștilor și Socialiștilor au părăsit astăzi ședința Parlamentului în semn de protest pentru interdicția aplicată celor 7 deputați ai grupului Șor. Aceștia au cerut demisia lui Grosu, iar mai târziu cei de la Șor se pare că au plecat cu un proiect de inițiativă spre comuniști și socialiști, cerând să-l semneze. Acestea sunt informațiile deocamdată de aici, de la Parlament. În continuare vă invit să urmăriți câteva secvențe cu scandalul care a fost aici, iar cu alte detalii vom reveni în jurnalele următoare. Guvernele Marii Britanii, SUA și Canadei avertizează partenerii și aliații internaționali că Moscova încearcă să intervină în alegerile prezidențiale din Moldova.
Federația Rusă va face tot posibilul ca aceste legi să nu fie libere, democratice, neinfluențate sau să corespundă rigorilor unui exercițiu electoral democratic. Experții cred că mesajul celor trei guverne este de fapt adresat Moscovei. Revenim cu detalii în jurnal. Ploile abundente din noaptea trecută au inundat mai multe gospodării și drumuri din sudul țării. Salvatorii au intervenit pentru a pompa apa, dar și a scoate mașinile blocate în noroi. Înamolit a rămas și un autocar cu pasageri care urma să ajungă la Giurgiulești. Conform datelor colectate, urma ploilor abundente către dimineața zilei de 14 iunie, 5 gospodării din localitatea Văleni, raionul Cahul, au solicitat intervenția echipelor de salvatori și pompieri pentru pomparea apei acumulate. Inspectoratul a mobilizat echipe de intervenție din sudul țării cu 6 motopompe. Tot în sudul țării, salvatorii au intervenit pe mai multe porțiuni de drum înămolite și au deblocat mașinile rămase în noroi. În satul Alexeievka din Cahul a rămas blocat un autocar de pe ruta Chișinău-Giurgiulești, în care se aflau 7 persoane. Acesta a fost scos de salvatori și apoi și-a continuat drumul. Totodată, responsabilii de la Administrația de Stat a Drumurilor anunță că mai multe echipe au fost mobilizate în raioanele Nisporeni, Cahul, Sângerei, Florești, Aneninoi, Cimișlia, dar și Căinari, pentru a curăța drumurile pline cu apă, nămol și pietriș. În urma intemperiilor din ultima perioadă, șefa statului a făcut un apel către populație să țină cont de recomandările specialiștilor și să evite călătoriile neesențiale. Din păcate, fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente, iar asta înseamnă că trebuie să cunoaștem regulile de comportament ca să ne putem proteja mai bine. Pe timp de furtună, trebuie să ne adăpostim de urgență, să ne îndepărtăm de copaci sau de firele electrice. Și foarte important să supraveghem copiii. Meteorologia anunță că de mâine ploile vor conteni. Noi am fost influențați de unele cicloane care au avut traiectoria mai mult pe partea de nordul continentului european, dar noi am fost sub influența lor sub formă de fronturi atmosferice. Respectiv, noi am avut practic zilnic acele ploi. În următoarele zile, temperaturile vor oscila între 23 și 25 de grade, iar de săptămâna viitoare se încălzește și se vor înregistra maxime de peste 33 de grade Celsius. Procuratura Anticorupție anunță că 10 procurori au ales să plece din sistem deoarece nu sunt de acord să treacă vetting-ul. Responsabilii din cadrul instituției susțin că printre aceștia se numără un procuror responsabil de investigarea dosarului frauda bancară, dar și 4 procurori din cadrul aparatului central al Procuraturii Anticorupție. Acum în instituție vor activa 38 de procurori care au în gestiune aproximativ 700 cauze penale. Într-un comunicat de presă, Procuratura Anticorupție anunță că în total 10 procurori și-au dat demisia odată cu începerea evaluării integrității. Instituția a oferit detalii despre cei care au ales să plece din sistem. Astfel au demisionat procurori din cadrul aparatului central al Procuraturii Anticorupție, 3 fiind din cadrul secției judiciare. De asemenea, începând cu 13 iunie, un alt procuror din aceeași secție a fost delegat să exercite interimatul de adjunct al procurorului șef al Procuraturii Municipiului Chișinău. Astfel, din cei 10 procurori din secția judiciară rămân doar 6 procurori pentru a gestiona toate dosarele trimise în instanță de către Procuratura Anticorupție. În prezent avem peste 500 de cauze pe rol, ceea ce reprezintă o sarcină formidabilă pentru un număr atât de redus de procurori ce reprezintă acuzarea, se arată în comunicat. Reprezentanții procuraturii susțin că și un procuror responsabil de investigarea dosarului frauda bancară a decis să demisioneze. De asemenea, de la oficiul nord al Procuraturii Anticorupție, 4 din 6 procurori au demisionat. Alți doi procurori care au ales să-și încheie activitatea lucrau în alte procuraturi decât Procuratura Anticorupție la momentul depunerii cererilor de demisie. În urma demisiilor, la Procuratura Anticorupție rămân să lucreze și să treacă vetting-ul 38 de procurori. În total, în gestiunea acestora sunt aproximativ 700 de cauze penale, inclusiv 200 la faza de urmărire penală și 500 în instanța de judecată. Cei care vor pica evaluarea comisiei vetting nu vor mai putea activa în calitate de procurori sau în alte funcții de demnitate publică pentru o perioadă între 5 și 7 ani și nu vor putea primi pensii și indemnizații speciale. La începutul lunii mai, 20 de judecători de la Curtea de Apel Chișinău au demisionat după ce a început procesul de vetting.
Kremlinul și actorii politici controlați de acesta doresc să influențeze rezultatele alegerilor prezidențiale din toamnă. O avertizare în acest sens a fost transmisă de guvernul SUA, Canadei și Marii Britanii. În declarația comună, cele trei guverne atenționează că, pe lângă dezinformare și propagandă, forțele ruse ar putea recurge și la proteste pentru a destabiliza situația. Experții politici invitați aseară la emisiunea În profunzime cred că acest mesaj este adresat Moscovei pentru a da de înțeles că Moldova nu va fi lăsată fără sprijin în fața încercărilor Rusiei de a o destabiliza. Cele trei guverne anunță în declarația comună că Rusia pregătește un scenariu pentru a influența rezultatele alegerilor prezidențiale din toamnă, iar protestele ar fi una dintre metodele de destabilizare, o practică la care Rusia a recurs și anterior. Totodată, în spațiul public vor continua să fie lansate mesaje propagandistice și va fi folosită dezinformarea pentru a periclita mersul democratic al scrutinului din toamnă, iar în tot acest scenariu vor fi folosiți oamenii Moscovei, actori politici de la noi fideli Kremlinului, se mai arată în declarația semnată de SUA, Canada și Marea Britanie. Guvernele celor trei state dau asigurări că vor susține în continuare țara noastră în contracararea acestor acțiuni, iar în acest sens au fost făcuți deja anumiți pași, cum ar fi sancționarea fugarului Ilan Shor, care în ultima perioadă și-a adunat de mai multe ori echipa la Moscova. Analistul politic Ion Tăbârță a declarat în cadrul emisiunii În profunzime că Rusia este gata să recurgă la orice metode pentru a destabiliza situația din țara noastră. Despre avertizări știm, au existat și din mai multe surse. Suntem avertizați că Moscova pregătește ceva. Vedem și faptul că se întâmplă asta prin intermediul adepților săi, da? Shor și cei care sunt în jurul lui. Dar ce anume? Ce anume se pregătește? Noi avem acțiuni la suprafață, și anume acțiuni de dezinformare, de propagandă. Vedem cum este, spre exemplu, aceeași doamna Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, și în ultimele ieșiri, ultimele luni, dumneiei o atenție deosebită acordă subiectul Republicii Moldova. Dar avem și acțiuni care mai puțin se văd. Finanțări ilicite, ca corupere. Iar scopul Federației Ruse, după cum este menționat și în declarația celor trei guverne, este de a influența alegerile din toamnă. Federația Rusă va face tot posibil ca aceste legi să nu fie libere, democratice, neinfluențate sau să corespundă rigorilor unui exercițiu electoral democratic. Federația Rusă vede Republica Moldova, Ucraina, Georgia, unde mă aflu eu acum, apropo, ca niște spațiu vital de securitate. Deci ca niște spațiu vital, ca țările care trebuie să fie controlate de către Federația Rusă sau țările care trebuie să afle în spațiu de influență a Federației Ruse. Și eu nu văd scenarii în care Federația Rusă pur și simplu va renunța la aceste țări. În acest context, declarația comună semnată de SUA, Canada și Regatul Unit al Marii Britanii vine să transmită totodată un mesaj ferm Moscovei. Este un mesaj și pentru Moscova, că noi nu vom lăsa Moldova de una singură. Noi vom încerca să contracarăm aceste acțiuni de ingerințe politico-electorale și de alt gen în Republica Moldova. Iar sancțiunile impuse împotriva echipei lui Shor ar arăta cine vrea să destabilizeze Republica Moldova, a declarat directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, Vladislav Kulminski. Efectează destul de mult, fără doar și poate, dar nu o să se oprească. Pentru că mizele, cum am zis, sunt mari și în ceea ce privește doamna Guțul, eu nici nu sunt sigur că ea înțelege până la capăt în ce fel de joc s-a implicat ea. De altfel, toate cele trei state l-au inclus pe lista de sancțiuni pe fugarul Ilan Shor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Mai nou, în această săptămână, Statele Unite au inclus-o în listă și pe Bașcanul Autonomiei Găgăuze, care face parte din echipa fugarului. Motivele ar fi complicitatea activă cu oligarhul Ilan Shor și implicarea în acțiuni susținute de Kremlin. În timp ce colegii lor au susținut astăzi încă un examen la bacalaureat, patru cei mai buni absolvenți, care s-au ales cu 10 din oficiu la majoritatea examenelor, se pregătesc de admiterea la facultate. Vreau și mă visez un pilot și chiar îmi doresc asta și mă regăsesc enorm în această profesie. Unii au reușit să fie admiși la cele mai prestigioase universități din lume. Revenim cu mai multe detalii despre cei patru absolvenți în jurnal.
Fostul președinte al Parlamentului, Andrean Candu, a fost audiat în dosarul Sacoșa Neagră, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Acesta a declarat că nu a participat la negocierile din 2019 dintre PD și PSRM și că nu știe ce se afla în Sacoșa Neagră oferită lui Dodon. Candu spune că nu știe unde se afla acum nașul său Vlad Plahotniuc și că nu a mai comunicat de mult cu acesta. În cadrul ședinței a fost audiat ex-președintele Parlamentului Andrian Candu. În dosar acesta are statut de martor din partea acuzării. Candu a povestit despre negocierile dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat din 2019. Eu personal nu am participat în discuții. Eu tot ceea ce am relatat ca și martor în instanță de judecată reiese din cele comunicate și spuse de colegii care au participat în discuții. Din declarațiile pe care le făcea domnul Plahotniuc sau ceea ce ne informa, dumnealui spunea în felul următor, că Igor Dodon pleacă des la Moscova pe perioada negocierilor. De asta și ele s-au întins. Unul din motive este că pleca des. Că revine de fiecare dată de la Moscova și mă aștept ce surprize iarăși mai sunt în negocieri, că mai apar tot felul de pretenții. Că am impresia, și eu i-am și spus domnului Dodon, așa spunea domnul Plahotniuc, că am impresia că eu de fapt negociez cu Putin. Andrean Candu spune că nu știe ce era în Sacoșa Neagră pe care fostul lider PD Vlad Plahotniuc i-a oferit-o lui Igor Dodon. Mai mult, finul lui Plahotniuc susține că nu știe unde se află acum acesta. N-am comunicat cu domnul Plahotniuc de foarte multă perioadă de timp, nu cunosc unde se află, nu m-am văzut cu dumnealui. Am o altă activitate care presupune alte responsabilități. În continuare, magistrații urmează să audieze ultimii doi martori din partea acuzării și 150 de persoane din partea avocaților. Declarațiile date de către martori sunt la fel de importante în coraport cu celelalte declarații. Ele vin să confirme acele negocieri dintre Igor Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Prezent la ședință, Igor Dodon și-a reiterat poziția că se consideră nevinovat. Și domnul Candu, de fapt, a spus că nu a văzut, nu a auzit, nu a participat la ceea ce încearcă să incrimineze procurorul. O să-l ascultați procurorul, la dâns tot iară să fie confirmat că este, că nu știe, dar el altceva nu poate spune. În acest dosar, Igor Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală, acuzații pe care le neagă. La mai bine de o săptămână de la publicarea investigației Insider, care spune că fostul șef al Marelui Stat Major Igor Gorgan ar fi spionat pentru Rusia, procuratura anunță că a fost deschisă o cauză penală în acest sens. Nu au fost oferite însă informații dacă Gorgan a fost audiat. Președintele Parlamentului dă asigurări că acesta este în țară și nu există riscuri să se eschiveze de la urmărirea penală. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că a deschis o cauză penală în urma investigației care scoate la iveală acțiunile de spionaj ale fostului șef al statului major. Procurorii precizează că investigațiile sunt în desfășurare, fără a oferi prea multe detalii. Investigațiile sunt în desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în săvârșirea faptei infracționale, cu stabilirea caracterului și conținutului informației pretins transmise, cât și aprecierea impactului acestora asupra intereselor Republicii Moldova. Nu am reușit să aflăm dacă Igor Gorgan a fost audiat, însă președintele Parlamentului, Igor Grosu, dă asigurări că nu există riscuri că acesta să se eschiveze de la urmărirea penală. Consider că acum trebuie să fie mai puțin vocal, să colecteze toate informațiile necesare, dar, din câte știu, au loc măsuri, cum se numesc ele, procesuale și așa mai departe. Dar există riscul ca să se eschiveze de la urmărirea penală? Nu există. Am vrea să au apărut informații care ar fi părăsit Republica Moldova. Nu au părăsit. Ce informații aveți? Eu nu l-am văzut deja. La începutul acestei săptămâni, șefa statului a semnat decretul prin care lui Igor Gorgan i-au fost retrase toate distincțiile. Potrivit jurnaliștilor de la Insider, acesta raporta regulat omului său de legătură din serviciul rus de spionaj informații despre situația politică de la Chișinău și despre vizitele oficialilor ucraineni în contextul războiului de la graniță. SIS-ul a confirmat informațiile, iar Ministerul Apărării a lansat o investigație la care încă se lucrează, ne-au comunicat responsabilii de la apărare. Nici astăzi, Igor Gorgan nu ne-a răspuns la telefon pentru comentarii. Anterior, tatăl său a declarat pentru ziarul de gardă că ar fi vorba de o înscenare și că toate acuzațiile sunt invenții nefondate.
Procuratura Anticorupție anunță că a inițiat o cauză penală privind suspiciunile de corupție rezultate din analiza unui telefon mobil. În comunicatul instituției se spune că foști judecători și procurori ar fi primit sume de cel puțin 3.000 de dolari direct sau prin intermediari pentru a favoriza interesele unui grup criminal. Cei de la procuratură nu oferă detalii, dar un telefon mobil a fost obiectul procesului penal inițiat în cazul fostei membre a Comisiei de Veting, Tatiana Răducanu. Într-un comunicat publicat pe site-ul Procuraturii Anticorupție se spune că în rezultatul examinării informațiilor obținute din analiza unui telefon mobil și a altor probe examinate în cadrul unui proces penal, a fost inițiată o cauză penală pentru investigarea unei presupuse acțiuni ilegale de corupere activă. În perioada 2013-2014, persoane fizice, acționând în interesul unui grup criminal organizat, au încercat să atragă persoane cu funcții de demnitate publică, inclusiv judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de Justiție și Curții Constituționale în activități ilegale, cu scopul de a favoriza interesele grupului criminal în detrimentul unei justiții corecte, transmite Procuratura Anticorupție. Pentru a-i determina pe acești oficiali să acționeze sau să nu acționeze în exercitarea funcțiilor lor, au fost promise, oferite și date sume de cel puțin 3.000 de dolari, direct sau prin intermediari, se mai arată în comunicatul Procuraturii. Alte detalii nu sunt oferite. Se menționează însă că această cauză penală a fost pornită pe fapt, iar în prezent nicio persoană nu are un statut procesual. Anterior, Procuratura Anticorupție a pornit o investigație în privința fostei membre a Comisiei Preveting, Tatiana Răducanu, după ce ar fi obținut informații dintr-un telefon mobil care ar fi aparținut controversatului om de afaceri Veceaslav Platon și care i-ar pune la îndoială integritatea. Informație confirmată acum o săptămână la emisiunea În Profunzime de Procurorul General Ion Munteanu. Acest extras de telefon a intrat în posesia Procuraturii Anticorupție la începutul lunii aprilie. Acolo sunt câteva sute de pagini de schimburi de mesaje. Deci peste acest conținut de mesaje care cumva implică tangențial doamna Răducanu sau persoanele doamnei Răducanu. Tatiana Răducanu, membra Comisiei Preveting, a demisionat după ce în presă a fost scursă o scrisoare în care șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, ar pune la îndoială integritatea acesteia pe motiv că ar fi avut anterior legături cu contraversatul om de afaceri Veceaslav Platon. Răducanu a calificat acuzațiile din scrisoare ca fiind false, precizând că este nevoită să demisioneze pentru a nu pune în pericol întregul proces de veting. Sărbătoare inedită în Zâmbreni, Ialoveni. De hram au fost desemnați gospodarul satului, cea mai amenajată gospodărie, cuplul de aur, dar și cel mai vârstnic locuitor. Muzica a răsunat în tot satul, iar dansatorii au mers din casă în casă și au făcut voie bună. Revenim cu mai multe imagini în jurnal. Un nou prag de emoții pentru absolvenții de liceu. Înarmați cu stilouri, buletin și cu cunoștințe, unii au scris azi proba de bacalaureat la matematică, iar alții la istorie. Deși au avut 3 ani să se pregătească, absolvenții recunosc că au învățat în ultimul moment. Mai emoționați, dar la fel de pregătiți, 10 de elevi s-au adunat azi dimineață la centrul de bacalaureat de la liceul Spiru Haret din capitală pentru a susține examenele la matematică și la istorie. La matematică. Și cum v-ați pregătit? Intensiv, a fost o pregătire foarte minuțioasă, foarte complicată, dar sperăm că o să facem față. Cum v-ați pregătit? Cu Dumnezeu. Aveți emoții? Nu. Cum v-ați pregătit? 4 zile intensiv până la ora 12 noaptea, dar încercam să mă culc pentru că când dormi, informația asimilează mai bine. Deși se citeau emoțiile pe fețele lor, elevii făceau glume și încercau să fie cât mai pozitivi. Cum îți încurajezi cu prietenii la poate? Te așa? Nu încurajez, trebuie să învăț până muia, dar v-a ajutat Dumnezeu, știți cum. Ieri a fost Ispasul, Hristos a înălțat. Poate azi va meargă și vouă. Mai mult ne facem glume pe seama unui altuia, ca să ne dăm seama că noi nu prea știm. Nu pot să mă aștept la orice, pentru că nu prea am învățat. Deja sperăm că nota să fie pozitivă, cu Doamne ajută și vă mulțumesc. După aproape 2 ore, elevii au început a ieși din sala de examen. Unii erau fericiți, alții dezamăgiți. Am avut bacul la matematică. Și cum a fost?
fost interesant. Era foarte controversat subiectele, nu era ceea ce mă așteptam, dar eram gata. Era despre români, Dimitri Cantemir, Alexandru Macedon, eseu era pe tema independenței și suveranității Moldovei, în context surselor despre Transnistria, războiul din 92. A fost destul de rezolvabil, adică în domeniul real a fost destul de ușor. Cred că ați fi niște rezultate bune. Astăzi, în toată țara, au susținut examenul de bacalaureat circa 18.800 de elevi. Următorul examen este pe data de 18 iunie. În timp ce colegii lor sunt în febra examenelor de bacalaureat, ei s-au ales cu 10 din oficiu la majoritatea examenelor. Patru cei mai buni absolvențe din țară culeg roadele după 12 ani de studii. Cu toții au locuri de frunte la olimpiade, dețin certificate internaționale care atestă cunoașterea limbii engleze sau a informaticii și au un palmares de diplome și medalii. Unii au reușit să fie admiși la cele mai prestigioase universități din lume, iar alții spun că vor să-și continue studiile acasă. A fost acceptat cu bursă de 70.000 dolari. Or, niciodată nu e prea târziu să iei de la început. Faceți cunoștință cu Patricia, Constantin, Sergiu și Mihai, patru cei mai buni absolvenți din țară, eliberați de la 3 examene de bacalaureat. Iar secretul este... Întotdeauna să ții ocupat. După această regulă se conduce Mihai Eșanu, absolvent al Liceului Teoretic Orizont, pasionat din copilărie de robotică și cu rezultate remarcabile la discipline, tânărul este deja admis la o universitate din Statele Unite. A fost acceptat cu bursă de 70.000 dolari pe an la Universitatea Yale din SUA, una din cele mai vechi și cele mai de top din SUA. Constantin Babuc, prietenul, dar și colegul său de clasă, cu 10 pe linie și eliberat de la 3 examene de bacalaureat, spune că rezultatele se datorează olimpiadelor la care participă încă din clasele primare. Aș să mă motivat să mă pregătesc în continuare, m-am pregătit mai intensiv, cu ajutorul profesorilor. În clasa a 5-a deja am luat locul la Olimpiada Municipală, între 7-a locul la Olimpiada Republicană și apoi m-am extins pe mai multe discipline. Iar tot ce vedeți pe masă este rezultatul unei munci asiduie de 12 ani. Nenumărate diplome de onoare și merit, dar și medalii. Ultimul an de studii s-a lansat și el cu succes, astfel Constantin și-a completat palmaresul cu diplome de locul întâi la Olimpiadele Republicane de Biologie și Matematică. Părinții săi, pedagogi de profesie, spun că un astfel de rezultat poate fi obținut prin încredere. Spre rușinea mea, eu niciodată n-am verificat lecțiile lui Costel. Pentru că el mereu le pregătea așa responsabil cum ar trebui să facă un copil la vârsta lui. Acum Constantin vrea să devină medic și își va continua studiile în Moldova. Încerc să duc viața așa, să nu-mi regrete. Fără regrete și doar cu recunoștință își privește parcursul și Patricia Caraman, unica elevă din țară eliberată de la 3 examene, absolventa Liceului Teoretic Republican Aristotel. A fost un drum lung, nu neapărat cu succes, au fost și eșecuri. Spre exemplu, la română particip din clasa 10 și abia în clasa 12 am luat loc la Republică. Patricia își dorește să facă studii în aviație, în Elveția sau Ungaria. Vreau și mă visez un pilot și chiar îmi doresc asta și mă regăsesc enorm în această profesie. De la Chișinău ne îndreptăm la Bălți și anume la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Sergiu Levința este cel de-al patrulea absolvent cu 3 de 10 din oficiu la materiile din profilul umanist. Mă simt împlinit. Știu că nopțile nedormite și sacrificiile asumate firesc nu au fost în zadar, ele au dat roade. Sergiu își dorește să facă drept în România, după care... Nu neg posibilitatea reîntoarcerii acasă pentru a aduce o schimbare în sistemul juridic din țară. Potrivit Ministerului Educației, în această sesiune de bacalaureat, 4 elevi au obținut 3 de 10 din oficiu, iar alți 93 de absolvenți au fost eliberați de la 2 examene de bacalaureat.
poți să reduci consumul lunar de energie electrică cu până la 10% dacă utilizezi rațional aparatele electronice și electrocasnicele. Urcă pe scări în loc de lift, utilizează mașina de spălat doar atunci când este plină și evită să amplasezi frigiderul lângă cuptor sau calorifer. Sunt doar câteva sfaturi pentru folosirea rațională a curentului. Mai multe metode eficiente de a economisi energie electrică aflăm în continuare. Avem nevoie de energia electrică pentru a ilumina, încălzi sau răci locuința noastră, dar de asemenea și pentru toate aparatele electronice și electrocasnice din casă. Pentru toate acestea plătim un preț și nu este vorba doar despre facturile pe care le achităm, dar și despre amprenta de bioxid de carbon emis în atmosferă. Tocmai de asta este important să învățăm să economisim energia electrică. Este o legătură directă între a consuma și a răspunde naturii prin modul responsabil de a consuma energie electrică. Becurile LED sunt mult mai eficiente și mai economice decât cele cu incandescență, astfel încât înlocuirea lor contribuie esențial la reducerea facturii. Pentru un consum rațional, dar și pentru a reduce cheltuielile, este important să utilizăm eficient și aparatele electrocasnice. Mai mult, pentru o sănătate bună, dar și pentru a economisi energia electrică, luați-o pe scări și mai puțin cu lift. Pentru că este vară, aparatele de aer condiționat consumă o bună parte din energie electrică în locuințe și atunci este bine să-l setăm cu atenție. Atenție mare la aparatele din bucătărie, deci nu deschidem pe mult timp ușa frigiderului, nu fierbem apă în plus, chiar și un încărcător de telefon lăsat în priză consumă. Nu mult, dar oricum consumă și este inutil să-l lăsăm fără necesitate în priză. O sursă eficientă de energie sunt panourile fotovoltaice. Însă fiecare consumator trebuie să cunoască niște reguli simple, dar care ajută la folosirea rațională a energiei electrice. Deoarece aceste centrale produc energie electrică în orele de zi cu mult soare, lor le recomandăm dimpotrivă să-și majoreze consumul de energie electrică în aceste ore, deoarece acești consumatori pot consuma energie produsă în propriile panouri fotovoltaice în orele de eficiență maximă. Astfel, ei contribuie la reducerea producerii energiei convenționale, care este și poluantă, și prin aceasta își aduc contribuție la un mediu mai curat, fără emisii de CO2. Satul Zâmbreni, raionul Ialoveni, a sărbătorit hramul într-un mod inedit. Cel mai bun gospodar, cea mai amenajată gospodărie, cuplul de aur, dar și cel mai vârstnic locuitor, au fost desemnați în cadrul sărbătorii. Alaiul cu muzică și dansatori a mers din casă în casă și a făcut voie bună în timp ce gazdele l-au primit cu mesele întinse. Cu pâine și sare și paharele pline cu vin, familia Leo din satul Zâmbreni și-a întâmpinat oaspeții. De peste 30 de ani împreună și cu 4 copii, soții Ion și Luba au fost desemnați cei mai gospodari din sat, primind și o diplomă. La amenajarea gospodăriei participă toată familia. Dacă ai plăcere, îți primești totul. Soții Leo au reușit să păstreze și să valorifice casa bătrânească care are peste 75 de ani. Deși au renovat-o, aceasta și-a păstrat unele elemente tradiționale, iar pentru toată munca depusă au primit titlul de gospodarii anului. Alaiul a mers mai departe până la casa soților Natalia și Vitalie. Gospodăria familiei Bivol a fost desemnată cea mai frumoasă și mai amenajată din localitate și așa cum este tradiția aici în localitate, toți sătenii s-au unit într-o horă acasă la ei și au dansat așa cum știu moldovenii. Natalia și Vitalie, care au 3 copii, recunosc că a fost nevoie de 10 ani pentru ca gospodăria lor din una țărănească să devină cea mai amenajată din localitate.
sculăm de dimineață și până seara, lucrăm și facem frumos pentru noi și pentru lume care trece prin drum să mai uite. Iar mătușa Eulita, la ei 97 de ani, a fost desemnată cea mai longevivă locuitoare din Zâmbreni. Alaiului a făcut o surpriză și a umplut curtea de dansatori. Mătușa Eulita a mărturisit care este secretul longevității sale. Muncă, altul secret care? Muncă. Dacă nu muncești, nu poți trăi. Și ce fel de sărbătoare fără o nuntă? Ecaterina și Ștefan Leu au sărbătorit 50 de ani de la nuntă. Îmbrăcați în mire și mireasă și însoțiți de copii și oamenii dragi, soții spun că le poți trece pe toate cu... Răbdare și înțelepciune. Răbdare de la unul și de la altul și curaj și susținere în toate. Primarul din Zâmbreni spune că este o tradiție ca în fiecare an de hram să fie făcut turul oamenilor care fac localitatea prosperă. Noi menționăm cea mai bună gospodărie unde suntem acum, cea mai bună mahală, cea mai curată, cea mai amenajată, cea mai frumoasă și mai amenajată fântână. Sunt mândru că noi avem așa oameni în sat. În satul Zâmbreni, raionul Ialoveni, locuiesc aproape 2000 de oameni. Directoarea ansamblului național Joc a fost suspendată din funcție după ce la începutul acestei luni câțiva dansatori ai colectivului au fost surprinși la un eveniment organizat la Sankt Petersburg, unde a participat și fugarul Ilanșor. Decizia a fost luată în urma anchetei interne inițiate de Ministerul Culturii. Am încercat să obținem o reacție de la directoarea ansamblului Aliona Strâmbeanu, însă aceasta avea telefonul deconectat. În cadrul anchetei urmează să se stabilească dacă dansatorii au purtat costume care aparțin ansamblului testat și dacă numele Joc a fost folosit la eveniment din Rusia. Atunci, pentru ziarul de gardă, reprezentanții colectivului au declarat că dansatorii și-au luat concediu din cont propriu, fără să anunțe unde intenționează să meargă și că aceștia nu fac parte din trupa permanentă a ansamblului. Președintele american Joe Biden și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky au semnat aseară la summitul G7 din Italia un acord bilateral de securitate pe 10 ani, menit să întărească apărarea Ucrainei în fața invaziei ruse. Este cel mai puternic acord de la independența statului, a declarat președintele Volodymyr Zelensky. Documentul este considerat un pas către aderarea țării vecine la NATO. Printre altele, în text se spune că în cazul unui atac asupra Kievului, Washingtonul va ajuta cu mijloace de apărare necesare. Acesta este momentul când liderul american și cel ucrainean semnează acordul de securitate pe 10 ani. Conform documentului, în cazul unui atac armat împotriva Ucrainei sau al unei amenințări cu un astfel de atac, oficialii ucraineni se vor întâlni în maxim 24 de ore pentru a stabili ce mijloace suplimentare de apărare sunt necesare. Angajamentele asumate de SUA se referă la războiul actual care ar trebui să se încheie cu o victorie ucraineană și la descurajarea viitoarei agresiuni militare rusești. Help ensure that Ukraine can do both, not by sending American troops to fight in Ukraine, but by providing weapons and ammunition, expanding intelligence sharing, continuing to train brave Ukrainian troops at bases in Europe and the United States, enhancing interoperability between our militaries in line with NATO standards. Acordul bilateral de securitate semnat în marja summitului G7 între Statele Unite și Ucraina deschide calea pentru integrarea NATO, a spus președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. This is an agreement on security and thus on the protection of human life. This is an agreement on cooperation and thus on how our nations will become stronger. Acordul nu prevede însă sume clare de asistență financiară pentru Ucraina, dar afirmă intenția Casei Albe de a cere Congresului o astfel de asistență. Printre altele, documentul arată că SUA se angajează să nu dea Rusiei fondurile sale din băncile americane până când Moscova nu va compensa toate pierderile provocate de război. Zelensky a semnat tot la reuniunea din Italia un acord bilateral de securitate de 10 ani și cu Japonia. După mai mult de 2 ani de la declanșarea invaziei ruse, Ucraina a semnat 15 acorduri similare cu promisiuni de susținere pe termen lung din partea aliaților săi, inclusiv cu Marea Britanie, Franța și Germania.
Rusia și Ucraina s-au atacat aseară cu drone. Moscova se plânge că peste 80 de astfel de vehicule au lovit câteva regiuni rusești, provocând pagube minore la un depozit petrolier din Voroneș. Asta în timp ce Kievul raportează răniți și blocuri distruse după atacul cu rachete și drone rusești. Așa arată o zonă rezidențială din Donețk după ce a fost lovită de bombe rusești. Cel puțin 6 persoane au fost rănite. În total, 10 blocuri și 3 magazine au fost grav avariate. Canalele de Telegram au scris dimineața și despre explozii la Kiev, dar nu au oferit mai multe detalii sau imagini. Noaptea trecută, în regiunile Hmelnitsk, Harkov, Nicolaev, Odessa, Zaporojie, Dnipro și Kirovograd au fost doborâte 24 de ținte aeriene, 7 rachete de croazieră și 17 drone. Forțele aeriene ucrainene au afirmat că Rusia a lansat 14 rachete de diferite tipuri și 17 drone. Pe de altă parte, rușii raportează și ei atacuri. Guvernatorul regiunii ruse Voroneș a declarat că drone ucrainene au atacat un depozit petrolier, provocând daune minore. Rusia a afirmat că a doborât 87 de drone ucrainene noaptea trecută, dintre care 70 au vizat regiunea Rostov, în sudul țării, unde se află cartierul general al operațiunii ruse din Ucraina. Pe front, trupele rusești avansează pentru a doua zi la sud de Seversk, în regiunea Donețk, a raportat serviciul public militar ucrainean Deep State. Statul major general a comentat analiza și spune că forțele ucrainene resping atacurile Kremlinului în acea zonă a frontului. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!